O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina. Dragi ascultători, în cadrul emisiunii O împărăție care nu se poate clătina, vă invităm să-l urmăriți pe pastorul Ioan Râncu. Ne va vorbi despre un mesaj special, Omul cu slăbiciuni, inspirat din Epistola lui Iacov, capitolul 5. În Epistola lui Iacov, capitolul 5, versetul 17, găsim scrise următoarele cuvinte. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Amin. Rețineți expresia care ne-o prezintă aici Iacov. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Frați, surori, iubiți prieteni, iubiți ascultători, ne vom folosi de biografia unui om al lui Dumnezeu, Ilie, pentru câteva mesaje și meditații de cercetare, de zidire și de rugăciune înaintea Domnului. Cunoaștem foarte puțin din viața lui Ilie, viața lui ascunsă. A fost crescut într-un sat din Galad, în Tishbe, o localitate fără însemnătate. Nu cunoaștem despre părinții lui, nu cunoaștem despre condiția lui socială, pregătirea lui, dar găsim în Biblie de multe ori repetându-se expresia era un om al lui Dumnezeu. Trăia o viață simplă și cei care l-au văzut mărturiseau despre el că purta o haină de păr de cămilă și încins la mijlocul umbriu de curea. Foarte simplu. Așa era și Ioan Botezătorul, care a trăit la hotarul dintre Vechiul și Noul Testament. Om al lui Dumnezeu. Aceasta era denumirea pentru profeți, pentru oamenii spirituali despre care vorbește Biblia. Citim despre Moise și dacă ar trebui să spunem doar o frază despre el, Moise era un om al lui Dumnezeu. Citim în Scriptură despre Șemaia în Cartea Împăraților, toți îl cunoșteau și spuneau despre el, este un om al lui Dumnezeu. Elisei este denumit în Biblie omul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și transmite mesajul, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Și toți credincioșii, de fapt, poartă denumirea aceasta, trebuie să avem calitatea aceasta de oameni ai lui Dumnezeu. Și pe oamenii lui Dumnezeu, Dumnezeu îi crește și formează prin cuvântul Sfintei Scripturi. Și ascultați ce spunea Apostolul Pavel în Epistola a doua către Timotei, capitolul 3, versetul 16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Sigur, lucrarea care a desfășurat-o acest om al lui Dumnezeu, Ilie, a fost pe vremea unui împărat apostat, a unui împărat care a părăsit legea lui Dumnezeu pe vremea lui Ahab. Și parcă aici aș vrea la început să spun în istoria lui Ahab și apoi în legătură cu viața lui Ilie găsim ce înseamnă jugul nepotrivit în căsnicie. Ahab s-a căsătorit cu Izabela, o păgână care atunci când a adus-o în casa lui, în casa împărătească, a adus cu ea tot felul de zeități. A adus cu ea religia ei și a adus cu ea idolii. Lucru pe care Dumnezeu l-a interzis poporului lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Ahab n-a ținut seama de învățătura aceasta, cum de altfel mulți nu țin cont de această chemare a lui Dumnezeu nici astăzi. În Deuteronom, capitolul 7,
versetul 3 și versetul 4, Dumnezeu spunea poporului său: să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi, căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji altor dumnezei. Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. Dumnezeu a prevăzut că poporul lui Dumnezeu va apuca pe panta aceasta a unor relații neîngăduite, a unor căsătorii, a unor încuscriri cu popoarele păgâne. Din nou repetă Iosua în cartea sa și spune poporului în capitolul 23 de la versetul 11: vegheați dar cu luarea minte asupra sufletelor voastre ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Dacă vă veți abate și vă veți alipi de neamurile acestea care au rămas printre voi, dacă vă veți uni cu ele prin căsătorii și dacă veți intra în legături cu ele, să fiți încredințați că Dumnezeul vostru nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră, ci ele vă vor fi o cursă și un laț, un bici în coastă și niște spini în ochi și veți pieri. Ahab n-a ținut seama, era împărat în poporul lui Dumnezeu și n-a ținut seama de cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. S-a căsătorit cu o femeie păgână și a ajuns el un păgân. Și apostolul Pavel spunea corintenilor: nu vă jugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Pe vremea lui Ahab, altarul lui Dumnezeu de pe Carmel a fost dărâmat și pietrele împrăștiate. Idolii au fost aduși și așezați în locul unde altădată poporul lui Dumnezeu se închina. Priviți împreună cu mine în 1 Împărați, capitolul 16, versetul 33. A făcut un idol Astartei. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui, ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Și în capitolul 21 din 1 Împărați, versetul 25 și 26, n-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevastă sa Izabela l-a țâțat la aceasta. El a lucrat în chipul cel mai uricios, mergând după idoli, cum făceau amoriții pe care îi zgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. V-am prezentat aceste lucruri să înțelegeți starea morală, religioasă, spirituală a poporului lui Dumnezeu și a conducătorului poporului lui Israel din vremea aceea, când Dumnezeu îl ridică și îl trimite pe Ilie să facă lucrarea. Ilie înseamnă Iehova este Dumnezeu. Primul gând: în mijlocul decadenței morale și religioase, în istoria aceasta prezentată în viața lui Ilie, descoperim mai întâi de toate dragostea și mila lui Dumnezeu. Poporul s-a înstrăinat de Dumnezeu. Oamenii nu-L mai cunoșteau pe Dumnezeu. Nu mai cunoșteau pe adevăratul Dumnezeu. Nu se mai închinau lui Dumnezeu, nu mai aduceau jertfe lui Dumnezeu. Țara era plină de proroci și de preoți păgâni. Și Dumnezeu, într-o astfel de circumstanță, trebuia să-i nimicească din pricina înstrăinării și apostaziei lor. Dar când păcatul a fost la culme, când Dumnezeu a fost înlăturat din mintea și din viața poporului, Dumnezeu îl ridică din anonimat, din locul acela ascuns, pe un om, omul lui Dumnezeu, care se ridică ca un viteaz și transmite mesaj din partea lui Dumnezeu pentru popor. Rugați-vă, frați și surori, ca și în vremea noastră de astăzi, eu vreau să spun că trăim vremuri de apostazie. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea pentru Hristos, pentru rugăciune, pentru Biblie, pentru casa Domnului s-a răcit. Râvna pentru lucrarea lui Dumnezeu scade. Și în vremuri ca acestea, când Dumnezeu trebuie să-și spună cuvântul, încă mai transmite mesaj de pocăință pentru
omenire. Pe drept citim cu multă plăcere ceea ce spunea Dumnezeu prin prorocul Ezechiel în capitolul 18, versetul 21. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut îi se vor uita. El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. E chemarea lui Dumnezeu ca oamenii să se întoarcă, să se pocăiască. De la versetul 30, partea a doua, întoarceți-vă și abateți-vă de la toate fără de legile voastre pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire. Lepădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit. Faceți-vă rost de o inimă nouă și de un duh nou. Pentru ce vreți să muriți casa lui Israel? Căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Este chemarea plină de dragoste a lui Dumnezeu pentru un popor înstrăinat și păcătos. Și repet încă o dată, în mijlocul decadenței, atunci când omenirea merită judecata și pedeapsa lui Dumnezeu, Dumnezeu mai dă o șansă omenirii și în toate generațiile și în toate timpurile au fost oamenii ai lui Dumnezeu care și-au ridicat glasul, au combătut păcatul și au adus mesajul din partea lui Dumnezeu chemând poporul să se pocăiască. Unul dintre aceștia a fost Ilie. Istoria lui ne vorbește, istoria lui Dumnezeu, cum Dumnezeu lucrează și trezește pe oamenii păcătoși, dar vă rog rețineți în special poporul lui Dumnezeu. În Ezechiel, capitolul 33, cu versetul 11, din nou citim, spune Dumnezeu, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Și apoi e pledoaria lui Dumnezeu. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cea rea. Pentru ce vreți să muriți voi, casă a lui Israel? Chemarea aceasta nu era pentru păgânii din vremea aceea, pentru cei care făceau parte din alte popoare, pentru moabiți, pentru amoriți și pentru alții, ci chemarea era pentru poporul ales al lui Dumnezeu, care a fost chemat să fie un popor sfânt. Și ne uimește cum Dumnezeu astăzi încă îi cheamă la întoarcere, la pocăință, pe cei care pretind că fac parte din poporul lui Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu vrea salvarea oamenilor, l-a trimis în lume pe Fiul Său nu să judece lumea, ci să salveze lumea. Și când într-o anumită împrejurare ucenicii supărați îi spun să se pogoare foc din cer ca pe vremea lui Ilie, Domnul spune, Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului a venit în lume nu să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. În asemenea vremuri de decadență, de înstrăinare, de depărtare de Dumnezeu, și n-aș vrea să mă înțelegeți că sunt pesimist, ci vreau să fiu foarte realist și Dumnezeu să ne deschide ochii și să înțelegem cât de slabă este din zi în zi credința și puterea vieții de credință a poporului Dumnezeu, înțelegem că în asemenea vremuri Dumnezeu mai are încă oameni ai Lui. Trezirea spirituală, dragii mei, poate porni de la un singur om. Și acel om poate să fie la școală, poate să fie la biroul lui, unul singur, un bărbat sau o femeie în familia lui, unul singur poate face minuni, ca Ilie. Vrei să fii un astfel de om? Dumnezeu mereu a chemat și a căutat oameni de care să se folosească. În Ezechiel, capitolul 22, cu versetul 30, Dumnezeu spunea următoarele cuvinte. Caut printre ei un om care să înalți un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu o nimicesc, dar nu găsesc nici unul. Și în Isaia, capitolul 59, versetul 16, partea a doua, din nou citim, el vede că nu este niciun om și se miră că nimeni nu mijlocește. Caută Dumnezeu un om, un bărbat, o fată, o tânără, un tânăr, ca să lucreze în numele Domnului. Și-a ridicat, și-a ales, și-a format un om acolo în singurătate, undeva în ținutul Galadului. Când Dumnezeu întreabă pe cine să trimit și cine va merge pentru noi, un om, un tânăr, vine și spune Isaia, iată-mă, trimite-mă. Și când se întâlnește Saul pe drumul Damascului cu Hristos cel înviat din morți,
după ce face cunoștință cu Domnul și Domnul se prezintă și spune cine este, el întreabă: Doamne, ce vrei să fac? Cu alte cuvinte, se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Dragii mei care mă ascultați, în vremuri ca acestea, când păcătoșenia, repet, este la culme, când oriunde îți întorci privirea, este în străinare de Dumnezeu, când Hristos, Domnul nostru, e profanat și bagiocorit prin filme, prin cărți, prin reviste, e bagiocorit cum n-a fost niciodată în istorie, are nevoie Dumnezeu de oameni care să se ridice și să spună: Doamne, iată-mă, sunt la dispoziția Ta, mă las utilizat de Tine, vreau să dispui Tu de viața mea, vreau să Te folosești de mine. Oameni care însă să-L recunoască pe Dumnezeu ca Domn, ca Stăpân. Și priviți împreună cu mine acum de unde începe istoria lui Ilie, omul supus acelorași slăbiciuni ca și noi, cum spune Iacov, capitolul 17 din 1 Împărați, versetul 1. Citim aici: Viu este Domnul, spune el în fața împăratului, viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Viu este Domnul, rețineți, al cărui slujitor sunt. Și știți cui spune el aceste cuvinte? Spune în fața împăratului, pe care toți oamenii trebuiau să-l slujească și să spună: sunt în slujba împăratului. Și el vine, nici nu cere audiență, pătrunde la palat, merge în sala tronului și transmite mesajul din partea lui Dumnezeu. Viu e Domnul al cărui slujitor sunt. Este un cuvânt extraordinar, pe mine mă uimește cuvântul acesta. Eu sunt slujitorul lui Dumnezeu, eu sunt la dispoziția lui Dumnezeu, eu sunt în slujba lui Dumnezeu, eu sunt reprezentantul lui Dumnezeu, eu sunt folosit de Dumnezeu. Repet încă o dată chemarea aceasta, să spunem: Doamne, am vrea și noi să fim, deși supuși acelorași slăbiciuni ca și Ilie, să fim oameni ai lui Dumnezeu și să fim slujitori ai lui Dumnezeu. De foarte multe ori Ilie e numit omule al lui Dumnezeu. În 2 Împărați, capitolul 1, versetul 9, citim din nou: a trimis la el o căpetenie de 50 cu cei 50 de oameni ai lui. Căpetenia aceasta s-a suit la Ilie, care ședea pe vârful muntelui, și a zis: omule al lui Dumnezeu, împăratul a zis, pogoară-te. Și se repetă lucrul acesta de multe ori. În Israel nu-l mai numeau aproape pe nume pe Ilie, ci spuneau: Ilie este omul lui Dumnezeu. Aș vrea gândul acesta să te însuflețească. Cui aparține genitivul acesta, al cărui slujitor sunt, omul lui Dumnezeu, care indică dependența și apartenența? Să pot spune în orice împrejurare: eu sunt un om al lui Dumnezeu, eu sunt un slujitor al lui Dumnezeu. Pavel spunea: noi suntem trimiși împuterniciți al lui Hristos, autorizați, care au mandat din partea Lui, care lucrează în numele Lui, vă îndemnăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dar acest om al lui Dumnezeu, care vorbea în numele Lui Dumnezeu și spunea: sunt slujitorul lui Dumnezeu, era un om, spune Iacov, cuprins de slăbiciuni. Așa am citit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Nu e un extraterestru, nu este un înger, nu este un om venit de sus. El este de pe pământ, are origine pământească, a crescut ca om. Ba notifică Biblia, era un om cuprins de slăbiciuni, fără valoare în ochii oamenilor, fără merite, fără pregătire, probabil fără forță mare fizică, poate avea și cusur, nu știm exact, dar era un om folosit de Dumnezeu. Noi adeseori spunem: eu sunt prea slab pentru lucrarea aceasta, am atâtea slăbiciuni, nu pot să fac o lucrare pentru Domnul. Gândește-te, și aș vrea să vă gândiți toți ascultătorii la istoria lui Ilie. Era un om supus slăbiciunilor. Nu e nimeni mai slab ca Ilie sau ca Moise, dar în mâna lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu este făcută desăvârșită. Cunoașteți istoria lui Pavel. Pavel era un om slab, bolnav și probabil avea și cusur trupesc. În Galateni, capitolul 4, de la versetul 13, citim: dimpotrivă, știți că neputința trupului
v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce erau ispite pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Era ceva în viața lui, el spune, în neputința trupului. Era un om cuprins de slăbiciune. Și în 1 Corinteni, citim la capitolul 2, cu versetul 3, din nou, Pavel mărturisește și spune următoarele cuvinte. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Avea atâtea emoții Pavel când a mers la Corint. Era un om supus acelorași slăbiciuni, dar a fost eroul lui Dumnezeu. Capitolul 2, de la versetul 26 înainte, Pavel spunea, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Te simți prea slab pentru o anumită lucrare? Adă-ți aminte de Ilie. Era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Dar era omul lui Dumnezeu, aparținea lui Dumnezeu. Era omul care vorbea din partea lui Dumnezeu. Care a fost secretul vieții lui? Dumnezeu se folosește de oameni pentru trezirea spirituală altora, de oameni care sunt cuprinși de slăbiciuni. Înainte de a veni în fața împăratului și în fața națiunii, el a stat înaintea lui Dumnezeu și Iacov ne prezintă partea aceea nevăzută care lipsește din biografia lui Ilie. Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Și acum priviți legătura în 1 Împărați, capitolul 17, versetul 1. Ilie Tișbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab, viu este Domnul, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie. De unde vine el în fața împăratului? Din prezența lui Dumnezeu. Mai întâi a stat în rugăciune înaintea Domnului. Dragii mei frați și surori, secretul vieții noastre și biruinței noastre și secretul oamenilor folosiți de Dumnezeu este întotdeauna rugăciunea. Și Iacov spunea, s-a rugat cu stăruință, repetat, insistent, perseverent. Oamenii mari ai lui Dumnezeu și folosiți de el au fost oameni rugativi, oameni care au luptat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Nu te poate folosi Dumnezeu în lucrare dacă nu stai înaintea lui în rugăciune. Absolut nimic, nici talentul tău, nici vocea ta, nici capacitatea ta intelectuală, nici abilitățile tale nu poate înlocui legătura strânsă cu Domnul în rugăciune. Și mai e ceva care l-a caracterizat pe omul acesta. Oamenii de care se folosește Dumnezeu sunt oameni care ascultă de glasul Domnului. În rugăciune el a stat înaintea lui Dumnezeu, a auzit glasul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu. Domnul însă acolo unde el mijlocește, unde el vorbește, unde el strigă, unde el aduce cauza națiunii lui zdrobit fiind, acolo Domnul îi vorbește și el ascultă. Locul tău de rugăciune este locul unde Dumnezeu vine și îți comunică, îți spune ceva. Vreau să priviți împreună cu mine din nou în 1 Împărați, capitolul 17, versetul 2. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe. Și după aceea, mai departe, spune ce a vorbit Dumnezeu lui Ilie. Priviți din nou în versetul 8. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie. Și spune ce a vorbit în capitolul 18 cu versetul 1. Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie. Și mereu găsim repetându-se aceasta, cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie. Dumnezeu vorbește prin cuvânt. Dragul meu, cât ți-a vorbit Dumnezeu prin cuvânt? Nu te întreb cât ai vorbit tu. Nu te întreb cât ai citit ziarul și ce filme ai văzut și ce emisiuni și ce jurnale ai văzut. Nu te întreabă Dumnezeu nici cât ai lucrat și nici cât ai câștigat. Ți-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu? Sau am lăsat la o parte cuvântul Domnului? Punem deoparte cuvântul Domnului și Biblia spune cine ne socotește cuvântul Domnului,
se pierde. Mereu, mereu găsim aici. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie. Dumnezeu îi spune vino, Dumnezeu îi spune fă, Dumnezeu îi spune nu fă lucrul acesta, Dumnezeu îi spune du-te, Dumnezeu îi spune nu te duce. Cuvântul Domnului este călăuză, este orientare, este lumină. Și spunea psalmistul, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Și Ilie ascultă de cuvântul Domnului. Așa a făcut noi, i-a spus Dumnezeu, fă o corabie și așa a făcut noi. Dumnezeu îi spune lui Avram, ieși din casa tatălui tău și așa a făcut Avram. O singură dată Ilie a făcut un drum, fără să ceară aprobarea și sfatul lui Dumnezeu, a plecat în pustie, fără să-l întrebe pe Domnul, fără să-l trimite Domnul, fără să-i vorbească cuvântul Domnului, era momentul de slăbiciune și de fapt a fost momentul când era cât pe aici ca Ilie să-și piardă viața. De câte ori ai plecat în pustiul vieții fără să-l întrebi pe Domnul? Câte decizii ai luat pentru tine și familia ta fără să ceri sfatul lui Dumnezeu? Câte zile au trecut din viața ta fără să-ți vorbească, repet încă o dată, cuvântul Domnului? Ilie era un om supus acelor slăbiciuni, dar era un om al lui Dumnezeu, care aparținea lui Dumnezeu. Era un om care vorbea cu Dumnezeu în rugăciune și s-a rugat stăruitor și Dumnezeu l-a ascultat. Dar era un om căruia îi vorbea Dumnezeu și el asculta. Și de aici era îndrăzneala lui, pentru că el trăia în prezența Domnului. Acolo, în prezența lui Dumnezeu, în rugăciune, s-a prins focul mai întâi în inima lui. În prezența lui Dumnezeu s-a prinde râvna sfântă. În prezența lui Dumnezeu îți s-a prinde inima. Și apoi vine focul din cer. Că mai întâi la Iliei s-a prins inima de durere pentru starea națiunii. Se topea în rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru popor. Îi vorbea Dumnezeu și i-a prins inima și i-a înflăcărat râvna și i-a dat curajul. Și apoi a venit focul din cer pe Carmel. Și în final, carul de foc și caii de foc care l-au transferat în gloria eternă fără să vadă moartea. După ce Ilie s-a înălțat la cer, Elisei, urmașul său, a pus o întrebare. Unde este acum Dumnezeul lui Ilie? Și noi răspundem lui Elisei peste veacuri. Dumnezeul lui Ilie este prezent aici. El este același, nu s-a schimbat. Același Dumnezeu care i-a vorbit lui Ilie și în care s-a încrezut Ilie și care Ilie l-a slujit. Este același Dumnezeu și astăzi. Dar unde sunt oamenii care lucrează, trăiesc și se comportă în Duhul și puterea lui Ilie? Fie dar ca lecția aceasta să ne învețe pe noi toți care sunt cuprinși și suntem cuprinși de aceleași slăbiciuni, că putem deveni eroii lui Dumnezeu dacă suntem oamenii lui Dumnezeu. Amin. Ne recunoaștem incompetența, slăbiciunea, neputința noastră, dar mulțumim că harul tău ne este îndeajuns. Dacă Ilie a fost supus acelorași slăbiciuni ca și noi, dar a fost un om al lui Dumnezeu și în mâna lui Dumnezeu a devenit puternic, pentru că a stat în prezența lui Dumnezeu în rugăciune și a auzit glasul lui Dumnezeu și a fost folosit de Dumnezeu. Doamne, te rog pentru fiecare să-l ajuți să fie în mâna ta. Amin. Să poată să declare cu toată inima că aparține lui Dumnezeu, că este la dispoziția lui Dumnezeu. Ajută-ne să avem disponibilitatea să fim folosiți de Tine. Dar, Doamne, pentru că Tu ne iei și ne ridici și ne folosești și ne trimiți numai din locul rugăciunii, din prezența Ta, din starea noastră, acolo unde stăm în cămăruța noastră, în ascunsul nostru cu Tine, Doamne, ajută-ne să iubim părtășia cu Tine. Și atunci când Tu ne vorbești, atunci când Tu ne trimiți, atunci când Tu ne călăuzești, să ascultăm de călăuzirea Ta. Binecuvintează pe toți cei ce au ascultat cuvântul și fie harul Tău și binecuvântarea Ta peste noi toți și noi să fim ai Tăi și Te glorificăm în veci, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Ați urmărit un mesaj rostit de Ioan Râncu despre omul cu slăbiciuni. Am spune, Doamne ajută-ne să trăim după voia Ta, oameni de caracter. Vă invităm în continuare să rămâneți cu Radio Vocea Evangheliei. Până la o nouă emisiune, vă dorim toate cele bune! O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine.
O împărăție care nu se poate clătina.